Demiterea lui Vlad Voiculescu și a unei părți a echipei sale din fruntea Ministerului Sănătății a produs ceva turbulențe în coaliția de guvernare. Liberalii, care au cea mai mare pondere în această coaliție, le transmit celor de la USR Plus, care îl susțin pe Vlad Voiculescu, că ministrul a luat unele decizii greșite, care au lăsat urme adânci în conștiința opiniei publice, un exemplu concret fiind evacuarea Spitalului de Ortopedie Foișor din București. Cred că lucrurile au fost văzute la fel în toată țara, la nivel național au fost văzute la fel, în condițiile în care cu toții am văzut pe televizoare și în știrile din presă că la un moment dat, când un spital din București a fost declarat spital COVID, oameni proaspăt operați, ca să zic așa, au fost eliberați din spitale și trimiși acasă sau transferați. Asta imediat după operație. Imediat după operație. Acum eu pot să vă spun că Foișorul de Foc este un spital celebru de ortopedie, unde foarte multe persoane cu complicații ortopedice își găsesc alinarea. Ori acolo ați văzut cum au fost transferați la... Au fost imagini care cu siguranță ne-au afectat pe toți când le-am văzut. Deputatul Vetusa Stănescu, liderul liberalilor hunedoreni, nu neagă însă că picătura care a umplut paharul a fost publicarea unui ordin care schimba regulile de carantinare a localităților, actul nefiind discutat în guvern. Apoi, ultimul eveniment care, să zicem, că a umplut cumva paharul legat de activitățile Ministerului Sănătății a fost acel celebru ordin publicat în Monitor Oficial, neasumat de către Guvernul României, nediscutat cu premierul României, legat de standardele de carantinare ale localităților din România. Vetuța Stănescu crede despre carantinare că ar fi o soluție pentru ieșirea din această situație pandemică dacă este explicată în mod corespunzător, dar sugerează că, deși vom mai rămâne în stare de alertă, prin respectarea măsurilor individuale de siguranță sanitare, această decizie dură ar putea fi eliminată. Carantinarea cred că este o soluție pentru a ieși din situația pandemică, dar pe de altă parte, așa cum spune și dumneavoastră, ea trebuie explicată și discuții trebuie purtate cu autoritățile publice locale, pentru că nu poți să carantinezi așa doar pentru că adică să emiți un ordin în care să modifici standardele de carantinare ale unor localități în condițiile în care cu toții vedem că din păcate, acum, da, cu adevărat suntem pe un palier cumva constant legat de numărul de infectări, dar la un moment dat explodaseră. Cred că soluția pentru ieșirea din situația aceasta este ca fiecare dintre noi să fim responsabili, fiecare dintre noi să încercăm să ne protejăm și să continuăm starea aceasta de alertă, ca să zic așa, adică în permanență să fim atenți. Pentru că dacă începem să încălcăm regulile, începem să ne întâlnim, începem să ne relaxăm prea mult, există riscuri. Ori toate aceste riscuri sunt de fapt cu impact asupra sănătății noastre, asupra sănătății semenilor noștri. Mai multe despre acest subiect, dar și în ceea ce privește alte teme, puteți afla luni, 19 aprilie, pe 1TV, în cadrul emisiunii La Subiect, difuzată imediat după jurnalul de știri.